Rodica și Daniel Negrean sunt o familie de creștini din Zalău, care cu 10 ani în urmă erau implicați în biserica locală și aveau planuri mari de viitor. Soția a putut să lucreze și privat, a început să lucreze tot mai mult, a început să construim o casă, avem nevoie de tot mai mulți bani, lucrând foarte mult și implicată fiind în multe direcții, din cauza implicațiilor economice și a muncii fără sfârșit, care era, ea venea foarte târziu acasă, era implicată, cum am spus, nu voia să lase nici lucrare de la biserică cu copiii. Încet, încet, între noi a apărut o prăpastie. Și n-aveam timp să-l observ că el e în casă, că el se ocupa de copii, că el făcea multe lucruri în casă pe care eu ar fi trebuit să le fac. Nu dădeam importanță lucrurilor ăstora, nu am apreciat măcar ceea ce făcea. Am văzut că este mai distant, este mai rece față de mine. Asta mi-a dat de gândit. După ce a sesizat primele semne, în luna decembrie ale anului 2003, Rodica Negrean i-a propus soțului să postească împreună o zi. Dumnezeu le-a răspuns la rugăciune și le-a spus că trebuie să-și pună viața în ordine și să intre într-o atitudine de ascultare, dar au ales să ignore vocea lui Dumnezeu. Deci a trecut iarna aceea așa până prin aprilie. Rodica Negrean simțea în inima ei că ceva nu este în regulă, dar nu voia să accepte că un astfel de scenariu poate fi adevărat. Dar într-o zi, aceasta a ascultat o convorbire telefonică pe care soțul ei a avut-o cu acea femeie. Dorințele care erau în mine, poftele care erau, m-au împins spre să găsesc pe altcineva. Am reușit să disimulez foarte bine relația pe care aveam un an, poate. Iar lucrurile au mers din rău în mai rău, pentru că Daniel Negrean deja luase o decizie dură. Atunci m-am înfuriat foarte tare. Și cred că i-am zis câteva cuvinte de dojană și așa, dar lui nici nu i-a păsat. Și pe mine asta m-a dorut foarte tare. Rodica Negrean a simțit că lumea sa se prăbușește și că nimeni nu o mai poate salva. A văzut că n-are încotro, că eu deja simt și bănuiesc și așa, și a zis, da, este adevărat și vreau să ne despărțim. Deci nu puteam să accept sau nu puteam să cred că aud așa ceva. Pentru că eu credeam că familia noastră este bine și totul mergea ok. Deci mergeam în concedii, ne înțelegeam bine. Deci chiar eram priviți ca o familie model în biserica noastră. Deci doream să plec, să împărăsesc familia, copiii. Impulsul era foarte puternic, nu mă interesa chiar nimic. Am ajuns și la momentul în care, cu toată durerea lor, a copiilor, mi-am făcut bagajul. N-am știut ce să fac decât în noaptea aceea. Știu că am stat toată noaptea pe genunchi și Dumnezeu mi-a vorbit și Dumnezeu m-a mustrat în noaptea aceea. Era în Ieremia textul care mi-a venit atunci și era vorba de poporul Israel, dacă se vor smeri și vor asculta de Domnul. Deci am luat ca personal acest cuvânt din partea Domnului. Așa m-am speriat de cuvântul acesta și de-a doua zi am intrat în post. Așadar, în dimineața următoare, Daniel Negrean și-a luat lucrurile și a pornit la drum. Dar postul și rugăciunea soției au avut un impact neașteptat asupra sa. Am plecat la Cluj, pe drum știu că a fost un moment în care chiar n-am înțeles în momentele ce se poate întâmpla. A trebuit să opresc un drum drept, am tras mașina pe dreapta pentru că începusem să plâng. Am fost o fire foarte rece, am plâns foarte puțin în viață, nu reușeam să plâng nici la înmormântările apropiaților. Efectiv, nu mai puteam să conduc. Simțeam undeva că se întâmplă ceva, nu știam ce se întâmplă, nu știam de implicațiile, de felul în care, de reacțiile pe care le votea la tot ceea ce făcusem eu. Toate frământările astea se întâmplau pe fondul unei treziri care era în Biserica Baptistă. În perioada aia, faptul că în biserică începuse o mișcare a fost spre beneficiul nostru. Ei erau altfel și eu vedeam schimbarea așa lor, dar nu acceptam. Deci aveau un fel de a se manifesta
altfel decât noi, deci cumva ne deranja. Iar acel grup de credincioși a ales să lupte în post și rugăciune pentru restaurarea familiei Negrean. Deci până atunci trecuseră 3 luni și 10 zile în care eu am fost zi de zi în post. Mâncam doar la seara sau nu mâncam. Rodica Negrean s-a apropiat de acel grup din biserică, iar Dumnezeu i-a vorbit că trebuie să renunțe la amărăciunea din inima sa. Deci mă simțeam trădată, mă simțeam înjosită, mă simțeam un nimeni. A fost foarte greu pentru că el era acasă, dar locuiam separat, în camere separate. Vorbea foarte mult la telefon, pe mine mă deranja foarte tare, pe copiii deranja. Copiii deja aflat, erau foarte supărați și a început să vină pacea și liniștea în inima mea. Și asta el vedea în casă, că nu-l certam, nu-i ziceam cuvinte înjositoare. Știam că mergea la întâlniri cu ea. Când se ducea la întâlniri cu ea, eu mă puneam pe genunchi și mă rugam. Și nu trecea 15, 20, jumătate de oră, 40 de minute, venea înapoi și era așa de tulburat. Că relația cu femeia cu care plecasem era tot mai în contradictoriu, era foarte greu. Deci începusem să fiu chinuit, a fost o perioadă foarte grea. Deși s-a hotărât că se întoarce, nu s-a întâmplat și n-a putut pentru că vedeam că era așa de măcinat, era așa de întristat, n-avea stare, deci ca și cum cel rău îl purta, îl chinuia. Ea a încercat să facă tot ce a stat în putere pentru a-și recupera soțul, dar a ajuns la concluzia că Dumnezeu este singurul care mai poate face ceva. Sigur, am slăbisem vreo 18 kg deja în urma postului, după ce am ajuns între frați la rugăciune, au intrat și ei în post cu mine și atunci era, în fiecare zi era cineva și eu umpleam locurile în care nu era, mă rog, cam tot a doua zi sau a treia zi eram eu în post și a fost și lans de post, așa știu că au fost frați și surori vreo 18 zile. Dar vreau să spun că după acest post a fost așa o putere a venit peste mine, o bucurie. Iar Dumnezeu a continuat să se implice în această familie, cerând soției să aibă răbdare ca el să poată lucra, în timp ce în inima lui Daniel Negrean lucrurile s-au schimbat treptat. Dumnezeu a lucrat continuu și practic lucrează de atunci, au trecut aproape 9 ani. Pot să spun că e o luptă continuă de a schimba și de a ne apropia de Dumnezeu. Deci am ajuns să recunoaștem că, fără încercarea pe care am provocat-o, dar care Dumnezeu a îngăduit-o, nu am fi ajuns să ne apropiem de Dumnezeu. Deci e extraordinar, Dumnezeu a vindecat și avem o relație cu siguranță mai bună decât înainte. Deci sincer, deci la toate nivelele și la toate aspectele este superioară la ce am trăit până atunci. Și asta numai prin mila și harul lui Dumnezeu.